Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a programului nostru Lumea. Mi-am amintit de bâtul Leon acum zilele acestea, când se tot văicăra cineva că, uite, separatiștii nici de cum nu vor să cedeze și să meargă împreună cu noi toți în Uniunea Europeană. Eu am numit scrierea Cizmarul. Bâtul Leon, așa cum îi ziceau nepoții și moș Leonte, cum îi numeau cu respect sătenii, avea de fapt prenumele Andrei. De unde și cum s-a ajuns de la Andrei la Leon, nimeni nu știa cu exactitate. Când cineva îl întreba cum a ajuns Leon din Andrei, răspundea mai în glumă, mai în serios, că Andrei s-a necat în râul Volga, iar din râul Nistru s-a născut Leontie. Oamenii ca oamenii îi tălmăceau vorba fiecare în felul său. Unii înclinau spre gândul că e vorba de o glumă, alții că probabil și-a schimbat numele ca să poată reveni acasă din valul deportărilor. De aceea și unii, dar și alții, nu insistau prea tare asupra adevărului în ultima instanță, pentru că era periculos să te ai de rău cu moș leu. Ori în sat, cine nu are nevoie de încălțăminte, fie ea și nouă, fie veche, dar care poate fi reparată, iar moș Leonte era unicul cizmar din câteva sate, iar orice moldovean știe, cu cizmarul, cu popa și doctorul, mai bine să te ai de bine decât de rău. Nu-i vorbă că puteai să-ți cumperi o pereche de cizme ori pantofi și din magazinul satului. Dar iarăși, una e să-ți cumperi încălțăminte de la magazin pe cel mult 2 ani și cu totul alta e să-ți comanzi o pereche de cizme de hrom la moș Leonte. Cizmele lui moș Leon oboseai să le porți. Cel puțin 5 ani pic de apă nu se strecura la picior. Toți 5 ani se păstrau noi, nouți, iar după 5 ani, gospodarul încă vreo 3 ani avea de le purtat prin o gradă. Era cizmar iscusit, cu har deosebit moșul. Trecea ața prin ac și după ce trecu de 90 de ani, fără a-și pune ochelare, mai dihai ca cei tineri. Avea vedere moșul, poate și din acest motiv îmblau după el și femei mult mai tinere decât dânsul. Nu se știe cum și în ce mod le ademenea cizmarul, dar ele se lăseau amăgite și cu mândrie spuneau că sunt nevestele lui moș Leon. El avea grijă de dânsele, nu le obișduia, nu striga la ele. Le iubea cum găsea de cuviință el, cum considera că trebuie să iubească un bărbat trecut de tinerețe, dar tânăr la suflet și la chip, căci era zvelt, vânjos, fără zbârcituri adunate de prin temiri care beciuri. Nu prea zăbovea prin baruri și cafenele, de aceea arăta mai tânăr de ani decât mulți alții care chiar erau mai tineri. Și sigur că unicul reproș care auzea de la femeile lui moș Leon erau niște vorbe de ale lui venite de undeva, de niște sentimente de gelozie. Și dacă se luase cu o vădană din satul vecin, mai tânără cu 40 de ani, e pentru că femeia aceea așa ea își dorise. Și dacă toți îi ziceau moș, e pentru că așa prinseseră să-i zică, încă de pe timpul când puterea sovietică, luându-i pământurile, îl transformară din moșier
în cizmar. Pe fostele lui moșii acum gospodăreau alte vreo 10 familii din sat și el, uneori trecând pe lângă grădinile lor, le spunea cu blândețe: auzi, măi, Vasile, tu sădește cartofii mai în fundul grădinii, că acolo pământul e mai de cernozium și ai să ai roadă mai bună. Noi, pe timpuri, așa sădeam și gospodarii îi urmau sfatul, cât știau că aceste pământuri ale lui au fost și numai el cunoaște cel mai bine unde și ce rodește. Cu aceste sfaturi și se terminau cam îndeletnicirile agricole ale moșului. Nimeni nu și-l amintea cu sapa în mână. În schimb, ca astăzi îl văd toți cu țintișoare de lemn între buze, care una câte una se potrivea pe perimetrul tâlpii unei cizme. Erau la mare întrebare cizmele cu sute de el, cu ținte nu de metal, dar de lemn tare, ca să nu le mănânce rugina. Cu o pereche de cizme de hrom, bunierul era cel mai mare prieten și a celor de la raion, dar și al sătenilor, care comandau și ei cizme, numai că de chirză, adică din piele de calitate mai joasă, dar tot atât de trainice. În primăvara lui 92 și-a pus o pereche de cizme de hrom pe umăr și s-a dus la Tighina. A tot umblat din tranșee în tranșee, căutându-l pe cel mai mare. Voia să-i îmâneze personal o pereche de cizme ca să-i aducă noroc și victorie. Nu l-a mai găsit. Nu l-a găsit că s-a întâlnit într-o tranșee cu un flăcău de la ei din sat și au făcut schimb. Acela, flăcăul adică, a coborât de pe umăr o mitralieră, iar moșul i-a dat în schimb cizmile. Cizmile, într-adevăr, s-au dovedit a fi cu noroc, căci așa și s-au întors împreună. S-au întors de la război, tânărul, cu ultimele cizme de hrom cu sute de un cizmar, căruia nistrul i-a fost apă de botez pentru ultima luptă. Dar nistrul i-a mai fost și ultimul locaș de odihnă veșnică.